Stai puțin să vezi, stai puțin. Bună seara, prieteni! Deci, vedeți, intru direct în subiect, intru direct în pâine. În seara asta vreau să vă prezint pe nevasta mea. Deci, nu pot să vă spun cum o cheamă, că nu vreau să o căutați. Mulți dintre voi poate vreți să o căutați pe Facebook, pe TikTok, pe... Nu are rețea de socializare. Deci, este o fată care o cunosc de mai mulți ani, dar acum a fost să fie. Și acum am luat-o de nevastă. Bine, n-am luat-o de nevastă cu acte, dar e ca și nevastă, prieten. Pentru că eu nu vreau să iau să mai am iubită. Deci tocmai din cauza asta vreau să o las și pe ea să vă spună și ea câteva minute, câteva vorbe despre mine, cum vede ea viața sau ce crede. Înțelegi? Deci se rușine să vorbesc, acum nu trebuie să-ți fie rușine, că nu e nimeni aici. Și ce trebuie să zic? Ești? Nu, trebuie să zici, adică ce simți tu? Trebuie să zici adevăr. Faptul ăsta... Vorbești mai tare. Au, vorbești? Noi ne-am cunoscut acum mulți ani în urmă, când tu erai îndrăgostit, nebunește, și m-ai abandonat. M-ai lăsat animă noi și vezi că eu m-am întors la tine, adică... Da. Și de. Sărac și bătrân. Da. Da, da. Dragi acum, prieteni... Și sărac și bătrân, prieteni. Auzi și voi sunt bătrân acum. Și haideți să vă mai spun ceva, dragi prieteni. Nu este așa obsedat cum spune lumea, pentru că... E, normal, lumea mai spune și ea de necaz, că n-are ce să spună. Am zis și eu multe, dar tocmai din cauza asta. Dar nu ne mai interesează subiectul trecut. Vedem, acum ne interesează de viața noastră. Ne interesează să ne vedem de viața noastră. O să ne mutăm peste o lună împreună, prieteni. Acum, deocamdată, o să stea la ea, eu la mine. Și peste o lună o să ne mutăm împreună. O să merg acasă să urăsc cu patrona, să-mi dea bani să-mi iau casă, ca să ne mutăm împreună. Pentru că condiția este, adică dacă n-am casă, nu mă iei, nu? Ba eu te iau, oricum ar fi, nu-i problema asta că nu te iau. Vrem să ne facem viața frumoasă vreau unul la altul. Vreau să o luăm așa, de la zero amândoi, cum ar veni. O luăm de la zero, prieten, amândoi, mie nu mi-e frică. Oricând pot să o iau de la zero, ea are 39 de ani. Spune-ne și tu, că ai 39 de ani, spune-ne despre nu tine. Nu am 39, am 27, prieteni. Nu, spune-ne și tu, adevărul, nu. Azi, ai 60 fără 21. Fără 21, exact. Deci are 60 fără 21, prieten. Tânără nu sunt, nu? Păi da, nu. E o femeie matură care ai ce să discuți cu și ea. Și culmea fericirii, că noi am ținut legătura în toți anii care el a fost căsătorit, a fost cu nu spune ca să înțeleagă lumea că eu am înșelat în... A, dar nu, că n-am zis că ai înșelat. Adică doar am vorbit ceva, am ținut legătura, adică doar am mai vorbit așa. Și acum, dacă a fost să fie, acum am făcut pasul următor, prieten, deci suntem împreună. Și a doilea pas ar mai fi care? 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 Să facem nunta. Copil. A, păi lasă copil, dar prima știi că eu sunt însurat cu acte normal, dar sunt despărțit. De trebuie să fac divorț. Prima dată trebuie să rezolv problema cu divorțul. Corect. Și după aia facem pașii următori. Adică facem pașii care vor veni. Mai zile și tu ceva la prieteni. Nu le mai zic pentru că eu nu sunt învățată ca tine să... Păi da, dar trebuie să fii... Vorbesc mult, acum să... Trebuie... Eu nu, mie nu-mi place păi să arăt lumii că ce... Nu, eu sunt așa, mai diferită, gen nu-mi place să apar, să
Fiu dar poți să vorbești puțin mai tare, dar ai prune în gură? Am o gumă în gură. O gumă sau o prună? Da. Da? Nu-ți place să faci? Și vreau să-ți mai spun ceva aici pe... Da? Pe ce? Pe YouTube, nu? Da, pe YouTube. Vreau să spun că te iubesc foarte, foarte mult. Să rămână și te iubesc. Te-am iubit foarte mult în toți anii care eu te-am așteptat pe tine. E, vedeți, prieteni, a existat cineva care mă iubea și pe mine. Deci ea chiar mă iubea de foarte mult timp, când apăream eu pe la televizor. Doar la televizor. Păi nu, când apăream la televizor, când mă vedeai la emisiuni. Păi, adică tu mă iubești pe mine dintotdeauna. Normal, și te voi iubi până la moarte. Știi cum e vorba? Doamne ferește, da. Până moartea ne va despărți, gen. Da, știu. Adică cum se spune, dar Doamne ferește să se întâmple. Dar chiar dacă mă duc eu prima, ce faci, te însoreai? Doamne ferește și afară. E problema numai dacă să nu te duci tână. Vrei să le mai zici ceva la prietenii tăi aici? Păi da, cum să nu? O să le zic la prietenii mei, trebuie să vorbim 20 de minute măcar. 20? Ca să fie filmulețul bine, da. Nu știu câte minute sunt, că nu văd, n-am ochelari. 6 minute 23. Deci vezi aici? Mamă, prietene, uitați-a, vedeți aici? Și eu nu văd niște aproape dacă mă apropii de telefon cu ochelari. Păi văd, normal că văd. Păi ce? Chiar dacă nu vezi tu, îți spun eu ce vezi, dar tu vezi numai femei goale. Atât. Păi alea ne vede bine. Eu am vrut să-mi iau ochelari cu infraroșu de ăsta care, când văd o persoană, să o văd dezbrăcat. Bineînțeles, glumesc, prieten. Glumesc. Glumiți, glumiți, domnul Leo. Da, da, mai spune-mi și tu despre tine la prieteni, mai așa, poți să te întreb eu să facă pe moderatorul? Exact, chiar te rog. Deci pe moderatorul? Uh-huh. Stai, uite, se arăt la prieteni. Aici să-ți arăt mâna că ai un tatuaj. Și acum, acum o să spuneți că are tatuaje ca fosta, e brunetă ca fosta. Păi ce, fost ai în fel, legătură, eu sunt da, în fel. N-are legătură, prieten. Deci, iar de acum încolo o să apară pe, cu mine peste tot, în filmulețe, o să-mi bată și ea să vorbească. Până la urmă vine, o să-mi bată să vorbească, o să, nu m-am exprimat eu bine, o să... Mă obișnuiesc. Să obișnuiește și nu mi-e rușine. Ca să poată să vorbească și ea, să apară, nu? Și după aia dacă încep eu... Și după aia își face și ea canal de YouTube. Da, da? N-ar fi o idee rea. Da, n-ar fi o idee rea, dar mai las acum câteva zile, câteva săptămâni, ca să fie suspans așa pentru prieteni, că dacă îți cunosc viața ta prea mult, nu e bine. Ai nu înțeles? E ok. Da? Dar nici nu vreau să o cunoască nimeni, e important să o cunoști tu. Da, dar vorbește mai tare, că nu aude prietenii. Prietenii lasă nu aud. Că aud prietenii și vizuri. Păi zici, ce are fata aia mă de vorbește încet? Așa sunt eu, mai calmă. Ești mai calmă? Da. Da? Mhm. Mă uit și eu la prieteni acolo, ca să-i văd. Mă uit la ei să văd cine e, da, Alexa, Mihai, al meu, Maie, Elena Țociu, moderatoarea mea, și Raluca Iba, te pup, Raluca, Raluca e sora mea, prieten, și doamna doctor a mea care mai am discutat cu ea. Să rămână, vă pup și vă iubesc. Și eu chiar dacă nu vă cunosc personal, vă mulțumesc că ați fost lângă Leo, toată perioada care el a avut nevoie de cineva lângă el, măcar cu un sfat, măcar cu o vorbă, măcar cât a fost el. Să rămână și vă mulțumesc mult de tot. La moderatorii mei și chiar și la prieteni, vă mulțumesc la toți care m-au susținut și mă susțineți în continuare. Acum trebuie să o susțineți și pe ea. Nu trebuie să mă susțină nimeni, trebuie să mă susții tu,
Păi da, moral. Trebuie să te susțină și ei, că dacă îți faci canal de YouTube, trebuie să te susțină. Ai nevoie de ei să te susțină. Că nu o să-mi fac, păi, dar da. Pe baza mea... Da, nu mai faci. Nu mai faci nimeni moderator. Da, dar mai e o problemă care aș vrea să o lămurești în legătură cu șatra. Că toată lumea mi-a zis, am primit întrebarea, lasă, vezi că nu o să vină nimeni în șatra la Strehan. Tu o să mergi în șatra la Strehan? Normal. Că tu trebuie să mergi peste tot unde merg eu. Păi dar spune-mi tu cu vorbele dacă tale. Dacă o să mă primească patroana acolo, cu siguranță o să vin. Patroana chiar dacă nu ne primește, mergem și așa, cu japca. Mergem cu japca, nu? Păi nu. Dar patroana, ai văzut? Sau tu? Intrăm pe poartă și ieșim pe geam. Pe geam, da, așa este. Dar patroana este că dacă te vede, ea, asta îi place, să pună toate fetele care le vede, da, să le pune la muncă. Nu e problemă, mă descurc. Și îi vedeți prieteni, chiar spune că se descurcă. O să vedem dacă se descurcă cu patroana. Și nu mă descurc. Dar chiar dacă nu se descurcă cu patroana, patroana n-are cum să se mai bage prieteni, să se mai bage în viața mea. Pentru că eu am ales-o acum pe ea, vrem să ne facem viața frumoasă unul la altul. Dar eu zic că după Paște nu o să mai fac YouTube, pentru că nu vreau ca viața noastră să mai fie publică. Bine, și ea, bineînțeles că n-are YouTube, n-are rețele de astea de socializare, nu o interesează. Pentru că ea nu știe cum se scoate banii din rețelele astea de socializare. Și dacă nu știe... Mă înveți tu. A, păi vezi? Păi vedeți, prieten, a zis, gata, o învăț eu. Dar problema e că nu ne mai trebuie. Nu ne mai trebuie bani de YouTube. Vrem ca să avem o viață liniștită, să nu mai știe nimeni despre noi. Bine, da. Eu voi apărea, vom apărea măcar o dată pe lună, să le spunem la prieteni că dacă suntem bine, cum suntem, cum trăim, unde suntem. Corect. Da? Corect. Corect. Și dacă nu ne primește patroana prieteni, o să plecăm din țară amândoi. O să ne luăm viața în mâini și plecăm. Mergem la muncă în Anglia. Nu? Nu, de ce? Mergem pe Germania. Aoleu, pe Germania. Păi nu mergem pe Germania, că acolo e Nelson. Trebuie să muncim și noi ca Nelson mondial. Și trebuie să-i dăm, cum ar veni, un sfert. Adică să-i dăm sfertul, să-i dăm și lui 10 euro, 20. Că drept, da. Nelson ne-a dreptul la șmecher la toată lumea. El se credea rechinul, Nelson. Că el era pește. Dar astea nu sunt treburile tale, nu trebuie să te bagi. Păi nu, am auzit și eu anumite discuții și de asta zic. Da. Da, bine, ok. Ia vezi câte minute e? 13. Oh, sunt 13 minute. Hai să mai facem 2-3 minute. Am putea face dragoste în 3 minute. Păi cum facem dragoste? De față cu toată lumea aici? Păi asta e și chestia. Important este că ne iubim oameni noi. Oameni dragi, lui place sexul în public. Deci că, acum zici și tu, te crede lumea că m-ai auzit că sunt obsedat sexual. Dar este vorba, ce obsedat sexual. Așa este, obsedat sexual, este doar cu mine atât. Ei, nu, glumește, prieten, nu o credeți așa ceva. Vrea de 10 ori pe noapte, vrea. Aoleu, dar... Uite mama la noi și crede. Nu mai vorbi. Păi și așa cum mai faci copii? Ei, lasă. Trebuie să faci avem dragoste copii multă, noștri, avem copiii noștri. Să trăiască 1000 de ani. Ești tânăr, ești frumos. Au, sunt tânăr acum, nu mai sunt moș? Nu, iubire, glumeam. Da? Eu chiar mă simt tânăr, prieten, și simt că iau, s-o iau de la capăt oricând. Oricând pot să o iau de la capăt. Și tocmai din cauza asta, mă simt tânăr. Și o să mergem și la Strehaia și atră, prieten. O să mergem ca să cunoască și pe patroana. Bineînțeles, ea o cunoaște din vloguri, din astea, dar n-a văzut-o pe patroana, nu o cunoaște. Personal nu. Personal nu o cunoaște. Dar o să o cunoască. Sper ca patrona să înțeleagă și să nu mai fie cu ea cum am fost cu celelalte fete.
Bine, ea avea dreptate pe o parte, pentru că nu era nimeni și niciuna pentru tine. Păi da, da, ea avea dreptate pentru că fiecare are dreptate în felul lui. Și eu aveam dreptate în felul meu, și patroana avea dreptate în felul ei. A, stai puțin, trebuie să întrebăm și pe Olga. 15 minute. Nu contează. Și Olga, sora mea, a, stai să vezi ce se bagă. Adevărat. Să ne faci. Hai să închidem. Vă pupăm, dragii noștri, prieteni. Hai bine, du-te tu că mai vorbesc eu cu prietenii mei. Ce părere aveți, prieteni? Deci, pe bune, ce părere aveți? De noua mea nevastă, ce, cum pot să-i zic altceva, că iubită, pardon, nu pot să-i zic. Da? O uitați. Se grăbește fata și nu o lasă aștepte, vrea să plecăm în oraș. Bă, bu, prieten, poți să oprești, te rog? Da. Vă pupăm, prieteni.